La 10 generații după ce Adam a păcătuit prima dată, Dumnezeu a dat acest verdict trist asupra familiei oamenilor. Răutatea omului era mare pe pământ și gândurile inimii sale erau tot timpul rele. Însă o familie de pe pământ încă avea încredere în Dumnezeu. Noe a găsit favoare în ochii Domnului, așa că Domnul i-a spus lui Noe: voi pune sfârșit tuturor oamenilor, pentru că pământul este plin de violență din cauza lor. Cu siguranță îi voi distruge atât pe ei, cât și pământul. Prin urmare, fă-ți o corabie din lemn de chiparos, fă-ți camere în ea și acoperă-o cu smoală pe dinăuntru și pe din afară. Așa trebuie să o construiești. Această arcă spațioasă pe trei niveluri, câteodată și jumătate lungimea unui teren de fotbal, ar avea suficient spațiu pentru a găzdui câte o pereche din fiecare fel de animal și 7 perechi de animale pentru jertfa pentru păcat. Arca avea un sistem de aerisire și o ușă mare. Timp de un secol întreg, Noe a construit corabia împreună cu soția lui, cei trei fii și cu soțiile lor. În timp ce lucra, Noe a avertizat lumea asupra judecății viitoare a lui Dumnezeu, dar oamenii au râs de el. În final, corabia a fost gata. Familia lui Noe a umplut-o cu provizii. Dumnezeu a adus animalele, reptilele, insectele și păsările. Ce priveliște când au intrat în corabie și s-au așezat în mii de compartimente! Au intrat și Noe și familia lui. A mai venit cineva în acel loc protejat? Nu. Atunci Dumnezeu a închis ușa. Norii furioși au acoperit cerul, fulgerele brăzdau văzduhul, iar tunetele bubuiau. În ziua aceea, toate izvoarele marelui adânc au țâșnit, iar porțile cerului s-au deschis. Și a căzut ploaie pe pământ, timp de 40 de zile și 40 de nopți. A fost cel mai grav dezastru natural din istorie. Cu excepția a 8 suflete care erau protejate în corabie, întreaga omenire a pierit. O lume arogantă și necredincioasă a învățat acest adevăr prea târziu. Dovezile geologice și fosilele afirmă consemnarea biblică. De la Sahara la Himalaya, fosile marine pot fi găsite în marile deșerturi sau în lanțurile muntoase ale lumii. În mila lui, Dumnezeu este răbdător, dar în dreptatea lui, el va judeca păcatul. Ce s-a întâmplat cu Noe, familia lui și animalele din corabie? Au fost mântuiți de judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a amintit de Noe, de toate animalele sălbatice și vitele care se aflau cu el în corabie și a trimis un vânt peste pământ, iar apele s-au retras. Corabia uriașă a plutit în jos, sprijinindu-se în cele din urmă pe Ararat, un munte masiv cu 2 vârfuri din estul Turciei. De 3 ori Noe a trimis un porumbel pentru a vedea dacă se poate găsi pământ uscat. Prima dată, porumbelul s-a întors. A doua oară, porumbelul s-a întors la Noe cu o frunză de măslin în cioc. A treia oară, porumbelul nu s-a mai întors. Găsise o casă. Noe știa că era timpul să iasă din corabie.
Trecuse un an întreg de când a început potopul. Știți primul lucru pe care Noe l-a făcut după ce familia și animalele au ieșit din arcă? Noe a construit un altar Domnului și, luând unele dintre animalele și păsările curate, a adus pe el arderi de tot. Domnul a simțit aroma plăcută. Dreptatea și mila lui Dumnezeu nu s-au schimbat. Păcatul necesita în continuare o plată prin moarte. De aceea Noe a vărsat sângele creaturilor nevinovate și le-a ars trupurile pe un altar suspendat între cer și pământ, între Dumnezeu și om. Astfel de jertfe au arătat spre Mesia cel fără păcat, care într-o bună zi va veni pe pământ pentru a oferi plata reală pentru păcat. Apoi Dumnezeu i-a zis lui Noe și familiei lui: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul! Domnul Dumnezeu a făcut și un legământ cu planeta Pământ. Voi pune în nori curcubeul meu și el va fi semnul legământului dintre mine și pământ, și apele nu vor mai deveni potop ca să distrugă orice făptură. Ca simbol al legământului lui, Dumnezeu le-a arătat un curcubeu glorios care se înălța în cerul înnorat. Dumnezeu a promis că nu va mai trimite niciodată un potop pe pământ. Curcubeul ne amintește că, fie pentru a pedepsi, fie pentru a proteja, Dumnezeu își respectă întotdeauna promisiunile. Întotdeauna. Deși au fost binecuvântați cu un nou început, după câteva generații, majoritatea oamenilor s-au îndepărtat de Domnul pentru a merge pe drumul lor. De exemplu, Dumnezeu a poruncit omenirii să se împrăștie și să umple pământul. Și ce a făcut omul? Scriptura ne spune: acum întreaga lume avea o singură limbă. Pe măsură ce oamenii s-au mutat spre est, au găsit o câmpie în Sihar, Irakul actual, și s-au stabilit acolo. Și au spus unul către celălalt: haideți, haideți să facem cărămizi arse în foc. Au folosit cărămidă în loc de piatră și gudron pentru mortar. Apoi au spus: haideți să construim un oraș cu un turn care ajunge până la ceruri, ca să ne facem un nume și să nu fim împrăștiați pe fața întregului pământ. În loc să laude marele nume al Domnului, constructorii acestui oraș au dorit ca oamenii să-i laude pe ei. La fel ca Satana, erau controlați de un duh de mândrie și de răzvrătire. Dorind să construiască un turn care să ajungă până la ceruri, erau ca oamenii religioși de astăzi, care speră să ajungă la cer prin eforturile personale. Asemenea lui Cain, acești oameni erau religioși, însă ignorau calea lui Dumnezeu privind iertarea și neprihănirea. Ei nu aveau încredere în Dumnezeu și în planul lui. Domnul Dumnezeu a spus: vino să coborâm și să le dăm diferite limbi, atunci nu se vor putea înțelege între ei. În acest fel, Domnul i-a împrăștiat pe tot pământul. Și astfel s-a terminat construirea orașului. Din acest motiv, orașul a fost numit Babel, pentru că acolo Domnul a încurcat poporul, dându-le multe limbi, împrăștiindu-i pe pământ. Oferind fiecărei familii sau seminții o limbă diferită, Domnul a oprit proiectul lor de construcție. Oamenii n-au avut de ales decât să se îndepărteze de Babel și să umple pământul așa cum poruncise Dumnezeu. Oamenii nu și-au terminat turnul, însă planurile lui Dumnezeu se derulau conform programului.